Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! După un șir de emisiuni, zic eu, care au generat discuții, astăzi vă propun una cu un titlu șocant, ales special, așa. Cât timp vom mai avea spital în Piatra Neamț? Special am ales titlul pentru că în momentul acesta noi trăim într-o lume reală și într-una virtuală. În lumea reală avem un spital care funcționează și în lumea virtuală avem nu știu câte spitale noi, care acolo probabil că funcționează și ele. După emisiunea de ieri cu domnul Iona Saftei, am primit mai multe reacții, mai ales pe partea aceasta cu spitalul. Una dintre reacții suna cam așa, eu nu fac decât să repet, zice, domnul Bălănescu, știți care este cel mai bun banc din județul Neamț? Și am zis, nu știu, eram pe telefon, cel mai bun banc din județul Neamț este că spitalul județean este finanțat. Nu știu acum în ce măsură bancul ăsta se acoperă sau nu în realitate, dar pe finalul emisiunii de ieri am stabilit cumva așa ad hoc cu domnul Asaftei să ne întâlnim într-o emisiune cu responsabilii de la investiții din Consiliul Județean, de la proiecte și cu cei de la spital să discutăm. Până atunci însă mi s-a părut corect, având în vedere titlul emisiunii, să-l invit astăzi pe domnul Alexandru Filimon, managerul spitalului. Mulțumesc pentru invitație. Văd că ești foarte fericit da, cu titlul. Cu titlul, cu titlul în special, da. Așa. Da. Păi de ce am ținut să te invit? Pentru că între timp ieri după amiază, de asta au și fost totul așa pe repede înainte, am primit o scrisorică de la niște oameni, care scrisorică este adresată managerului Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Nu știu dacă dumneavoastră ați primit-o, dar scrisorica pe mine m-a impresionat. Și de aceea am zis că vă invit și discutăm. Deci, spune așa scrisoarea. Domnule manager, vă aducem la cunoștință următoarele. Și începe să vorbească despre mutarea secției oncologie. Așa. Și spune cam așa. Sunt oameni care, bolnavi, bineînțeles, care vin din mediul rural, fac naveta și de la ora 7 pleacă acasă, stau cu un covric sau o sticlă de apă cu minți, așteptând să le vină rândul la chimioterapie, în speranța că prind un loc mai bun în spațiile destinate tratamentelor. Sunt zile când se așteaptă ore până ne vine rândul la tratamentul citostatic, pentru că asistentele nu mai fac față să recolteze, să pregătească tot ce este nevoie. În cabinetele unde medicii oferă consultanții, sunt 3 medici într-un birou unde încap 2 persoane, nu mai vorbim de cei care au însoțitor. Medicii nu se plâng, vorbesc frumos, încearcă să găsească soluții, dar e vizibil că sunt depășiți. Așa sunt condițiile. Fizic este inuman și pentru personalul de pe secție, care sunt precum furnicile, încercând să-și facă treaba cu profesionalism. Suntem foarte mulțumiți de personalul care are grijă de noi, începând de medici până la infirmiere, dar acest personal este insuficient pentru numărul mare de oameni tratați de această cumplită boală, care nu știu dacă apucă ziua de mâine să-și vadă copiii crescând. În speranța că ne facem autizi, ne punem speranța în dumneavoastră, etc., etc. Nu întâmplător îți spun că am început emisiunea așa, pentru că din emisiunea de ieri am înțeles că avem proiecte, avem ditătii, dar că nu sunt șanse prea mari. Mai fac o precizare înainte de a-ți da cuvântul. Acum câteva zile am primit, după ce am scris un material în Mesagerul despre proiectul cu fluidele, am fost sunat de cineva din Consiliul Județean care mi-a atras atenția că vii prea des în emisiuni și că ar trebui să-i întreb și pe ei despre lucruri. Eu am spus că da, cu
mare plăcere, abia aștept pe respectiv într-o emisiune în care să fim cu toții față în față. Deci, revenim la scrisoarea, ați primit-o și dumneavoastră? Am primit-o ieri, da, la sfârșitul zilei. Deci și dumneavoastră tot ieri. Da. Deci eu recunosc că am primit-o, m-am uitat, prima dată am vrut să verific, dar după aceea am zis că oricum ce spune aici are corespondent în realitatea pe care o știam eu din spital și am zis că merită să discutăm. Situația e următoarea. După cum se știe, au început lucrările la secția oncologie anul trecut, cred că era luna iulie, dacă nu mă înșel, s-a dat ordinul de începere, s-a lucrat o lună, după care pe 1 august anul trecut s-au stopat lucrările. Noi, când am primit acel ordin de începere a lucrărilor, am făcut ceea ce era necesar pentru a muta secția de oncologie, care are 45 de paturi, în clădirea pavilionului de interne, unde am găsit oarecum loc. E impropriu spus găsit loc, pentru că deja pavilionul de interne era destul de ocupat și acum mai este o secție care face și foarte multe la ceea ce se referă domnul respectiv spitalizări de zi. Deci secția de oncologie face extraordinar de multe spitalizări de zi. Mult mai multe decât poate restul spitalului la un loc. Pentru că așa e pentru profilul. Că așa e profilul. Și atunci e normal ca domnii respectivi sau pacienții respectivi să aștepte pentru aceste tratamente, dar este evident că spațiul de acolo a fost în primul rând gândit ca un spațiu temporar, în niciun caz ca un spațiu în care să se stea, nu știu, 2-3 ani. La momentul respectiv și sunt condițiile dificile în care, într-adevăr, personalul de acolo lucrează. Bun. Deci, asta... sunt două aspecte. E timpul de așteptare la care nu avem ce să facem, dar, într-adevăr, spațiul este un spațiu limitat. Nu mă miră că sunt trei doctori într-un birou foarte mic. Așa avem spațiile acolo. Sperăm să fie totul mai bine. Acum, cu privire la de câte ori vin eu în emisiuni, eu vin când sunt invitat. Absolut, după cum știți, de un an jumătate. Eu de asta am vrut și oriunde sunt invitat. Da, de asta am vrut să vorbim, pentru că se pare că s-a ajuns într-un punct în care eu nu văd o ieșire foarte curând în cazul acestei secții cu bolnavi grav. Deci, practic. Am mai zis, a fost reziliat contractul. Bun, așa. Nu mă mai interesează chestia asta. Vă spun cinstit. Urmează să spus, se refacă. Le-am spus și celor de la Consiliul Județean. Nu mă interesează povestea asta. În momentul în care tu ai scos, ai dat un spațiu, l-ai cedat celor de la CNI, trebuia să știi exact în ce condiții l-ai dat. Trebuia să ai expertiză făcută. Nu să vii acum să spui, domne, s-ar putea ca expertul să zică să dărâmăm totul, să facem unul nou. Ok, foarte bine, facem unul nou, dar tu n-ai știut când ai dat un proiect? Ah, că s-o decopertat. Să-mi fie cu iertare, nu există așa ceva. Există ori specialiști proști, ori specialiști buni. E dificil să explic situația. Dumneavoastră știți foarte bine că eu sunt doar o mică știu. Piesă din angrenaj. Nu, eu pe dumneavoastră v-am invitat aici să-mi spuneți dacă în momentul acesta, la nivelul spitalului, la nivelul, cum se cheamă, comitetul director sau comitetului director, această problemă devine una de maximă urgență și există vreo soluție. Este dezbătută, este discutată. Personal discut aproape săptămânal cu doamna doctor Iorgu, care este șefa secției de oncologie. Am primit corespondență de pe secție cu privire la haide să facem niște eforturi, să vedem, să deblocăm situația. Corespondență care de altfel a fost trimisă mai departe către factorul decizional, Consiliul Județean. Și din punctul nostru de vedere, bineînțeles, ne dorim să se găsească o soluție, chiar dacă este o soluție, cum să spun eu, out of the box, poate cu ceva nou, care n-a mai fost făcut, nu știu, un parteneriat public-privat, o ceva, ca să deblocăm situația. Asta ar însemna găsirea unei locații cât de cât adecvate, sau măcar pentru o parte din activitate, nu înțeleg cum. Poate vine cineva care vrea să facă, să contribuie, să dezvolte secția în sine mult mai rapid decât ar face o instituție publică. Nu știu. Apelăm din nou la un ONG? ONG poate să fie un investitor privat care poate să facă, nu știu, ceva
Nu vreau să folosesc exemplu Nefromed, că a fost un exemplu nefericit, dar ceva de genul. Nu, este un exemplu fericit, este un model infracțional patentat. Este un model infracțional patentat pentru că nici nu mai știu acum infracțiunea de unde venea. Din momentul în care s-a dat un spațiu cu un contract, s-a modificat contractul de vreo 3 ori. Eu vorbesc de contractul CJ Spital cu Nefromed. Sau din momentul în care au intrat bani în cont și ne tot jucăm cu ei că facem sau nu facem secția respectivă. Deci au trecut câți ani, domnul manager? Cred că din 2013. Din 2013. Proiectul respectiv. Adică este o imensă, o imensă, o imensă bătaie de batjocură a celor care au răspuns. Eu știu când ați preluat spitalul că una dintre priorități la Consiliul Județean era refacerea Nefromedului. Da. De fapt, nu refacerea, că n-ai ce să refaci ce n-ai făcut. Era măcar să găsim o firmă sau un expert care să ne spună ce e acolo. Cam așa s-au pus lucrurile. Pentru că nu se știe încă, real vorbind, dacă e un spațiu propriu sau impropriu pentru acea activitate de bloc operator. Eu am încercat, pentru că avem bani în buget pentru această expertiză, am încercat pe diferite căi să găsesc experți, atât pe structură, cât și chiar experți judiciari, care ar merge acolo și ar urmări cumva cu acele cunoștințe tehnico-economice, să vedem dacă s-a respectat proiectul, dacă s-au folosit materiale corespunzătoare la momentul respectiv. Nu că acum s-ar putea să nu mai fie... Dar la momentul respectiv, măcar să știm dacă s-au folosit ceea ce trebuia să se folosească acolo și n-am reușit să găsesc... Deci în momentul acesta, noi nu știm practic ce este acolo. Noi nu știm. Dar aveți un responsabil tehnic în spital? El n-ar putea să se uite, să vadă, să spună? Eu am în spital 2 ingineri. Unul mai de demult și unul mai, nu știu, de câțiva ani. Nu pot să-i pun pe dumnealor să-mi analizeze un proiect care nu au cunoștințe. Adică nu cred că există cunoștințele necesare și v-am zis, discutând cu experți și discutând cu ingineri și discutând cu structuriști, în primul rând ei nu sunt structuriști. Sunt unul pe partea electrică, unul pe partea... Da, am văzut structuriștii care dau proiecte la CNI și după aia îmi spun că, nu știi, cred că ar trebui dărâmat. Pe asta puteam să o spun eu de la început. Fiecare are, ca și medicii, toți acești ingineri au ștampile, parafe, știți, fiecare are responsabilitatea lui. Practic, cine a făcut acea expertiză are o responsabilitate, zic eu. Din câte știu eu așa, din cunoștințele mele de non-inginer. Am înțeles. Bun, acum... ziceți să vine cineva să ajute. Practic, ce ar trebui ca secția să-și desfășoare activitatea cât de cât în condiții normale? Practic, nouă ne trebuie un spațiu pe care dumneavoastră gândiți-vă așa. Haideți să recapitulăm un pic. Haideți să vedem. Poate găsim unul. Acea idee de a începe acest contract... Adriana lui Gheorghe... Da. Cunoscutul, scriitor, poet, consilier local, propunea odată în emisiune aici ca în Casa Albă să facem Muzeul Comunismului. Eu aș propune ca în Casa Albă să putem elibera, că și așa acum guvernul a zis că reduce posturile bugetare. Nu pot să fac semnul respectiv, că o să spună lumea că am ceva cu Uniunea Europeană. Așa. Poate găsim câte camere aveți nevoie. Nu știu exact câte camere ar trebui să fie, 4-4 într-un salon, să zicem. Da, se pretează etajul, nici mai știu, 1 sau 2, nici mai știu. Trecem peste asta. Dar deci au și aer condiționat, da, au și băi exact. Puse la punct. Da, nu știu exact câte băi sunt la pentru doctori, dar... știu eu un birou care are o ușă și 2 extensii, acolo ar fi probabil perfect. Probabil că ați fost mai... acum vreo 3 ani. În anumite zone. Acum vreo 3 ani. Dar deci, vizitat. Acum lăsând gluma la o parte, nu se poate. Păi, haideți să recapitulăm. Deci s-a dorit începerea acestui proiect încă de când era COVID-ul. Pentru că secția respectivă era singura care era cu
cum să spun eu, în afara spitalului ca secție separată. Știți care... de ce mi-e teamă? Că o să vină cineva și o să vă propună să mergeți la Lescani. Să desfășurați activitatea. Asta mi-e teamă. Da, mai am și eu un cuvânt de zis câteodată. Și revenind, și am zis, nu, nu se poate, că e spital COVID, nu se poate, sunt e pandemie, deci ne oprim. Când s-a terminat pandemia, a venit acest contract, ordin de începere a lucrărilor, scrisori de la CNI, neapărat, eliberați, 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 că e vară, era vară, da, ne apucăm de... Vin ăștia și-au pus, și fac, și-au pus mănușile, exact, vin și fac cotierele, fac treaba și ok. Este greu de descris prin ce dificultăți am avut ca să mutăm și pacienții, și paturile, și tot ce înseamnă aparatură. O secție, aparatură și așa mai departe. Că nu faci terapie în stradă. Da. S-a comentat că am folosit stafful nostru, că am folosit niște băieți de la ISU. Adică am încercat cu dificultate să eliberăm spațiul respectiv. Gândindu-mă, și aici îmi asum eu o parte din vină, gândindu-mă că din experiența personală sau din ce știam personal despre CNI, e o companie serioasă care a finalizat multe investiții în țară, unde finanțarea nu e o problemă. E o companie serioasă și credincioasă. Am văzut-o pe șefa CNI-ului bătând bisericile prin neamț. Probabil că s-a rugat pentru structuriști, pentru... Așa, mai puțin probabil pentru bolnavi. Bun. Asta știam eu despre CNI din anumite... Eu spun și eu ce știu despre CNI. Da. Din anumite proiecte pe care știu că le-au implementat în țară și le-au terminat la timp. Deci, oarecum am avut o pornire pozitivă, că am zis, bun, este cu CNI-ul, nu mai suntem poate noi implicați deloc la spital. Și atunci treburile vor merge bine. Au mers bine până la un moment dat, când s-a descoperit, nu știu, această eroare sau problemă de proiectare sau ce-o fi fost la momentul erare, respectiv. Erare umană, este. Bun. Atunci, mă rog, s-au mai fost niște... Important e câți oameni mor pentru erare. Au mai fost niște probleme cu relația dintre proiectant și constructor, pentru că, după cum știți, a fost o asociere și legal... Vorbind, ceea ce face asocierea, în acea asociere trebuie să fie de acord ambele părți. Și atunci, dacă proiectantul, din câte am înțeles, a plecat sau a dispărut, asocierea s-a dizolvat sau nu mai există sau nu mai putea funcționa. Da? Și s-a ajuns la această situație. Ce interesează pe bolnavii de cancer chestia asta? Eu vă explic situația cu date, că probabil de asta m-ați chemat în emisiune. De asta v-am chemat. Da. Acum suntem în situația în care contractul e reziliat și din punctul meu de vedere, și am transmis asta și CJ-ului, ar trebui făcut un proiect nou cu, de la capăt, pentru că se știe stadiul clădirii. Acum poți să vezi cu ochiul liber dacă trebuie demolat, nu trebuie demolat, nu mă pricep. Da? Eu știu că o parte din clădire este o parte mai veche, bun, din 35, și este o parte de prin 74 mai nouă. Atâta știu eu tehnic. Cum s-ar spune așa, CJ-ul a dat, CNI-ul a luat, CNI-ul a renunțat, CJ-ul preia și Dumnezeu cu mila. Dar acum, nu mă mai interesează asta, ori face proiect nou, treaba lor. Ce facem cu secția? Rămânem în această situație? Sau... Înainte de a face mutarea în pavilionul de interne, au fost nenumărate discuții și opțiuni luate în calcul, inclusiv cu cei de la, cu epidemiologul spitalului și cu cei de la DSP, ca să găsim o locație adecvată pentru acești pacienți. Până la urmă, deci din toate opțiunile pe care le-am avut, clădirii, nu știu, ASEU din Dărmănești, pe Ștefan cel Mare era o clinică... Doamne ferește, ASEU din Dărmănești. Deci am întrebat, am văzut, am vedet, văzut ce... Eu vă spun unde găsiți clădiri. Spuneți-mi unde găsiți. Eu vă spun, dacă întrebați la Consiliul Județean, este un loc unde sunt niște clădiri. O să vă spun după emisiune și locația exactă. Loc refuzat în momentul în care trebuiau mutați niște copii la niște școli, pe motiv că acolo se fac proiecte europene. La o școală. Ține, cred că, de ghia SPC cumva pe acolo. Am întrebat. Deci, bine, dar ei vor răspunde nu. Atunci era un șef. Acum s-ar putea ca nou jobul șef... Jobul meu este să... Ca nou șef, acum, știți că aici șefii sunt stăpâni. Șefii sunt stăpâni. Sunt boieri pe domeniul lor de activitate.
Deci poate noul șef se va gândi și la bolnavii de cancer, zice, da, domne, am 6-8 săli în care am putea face. Dar... Nu vreau să vă contrazic, dar e mai complicat de atât. Sunt circuite, sunt grupurile sanitare, asta. Sunt... Da, aici se respectă circuitul. E transportul pacienților. Poți respecta circuitul? Avantajul acestei locații este că suntem foarte aproape de restul spitalului. Știu deci asta. Dacă se întâmplă ceva sau e nevoie de o transfuzie sau ceva, suntem acolo cu restul spitalului să deci ajutăm eu pacientul. Eu nu spun să vă mutați. Eu spun că poate se găsește o soluție să se extindă spațiul cumva pentru activitatea asta. Și poate altceva care nu necesită să stea acolo să se ducă. Domnul Bălănescu, credeți-mă că nu mai am unde să extind nimic. Acum, deci nu am ce să extind. Noi suntem în pavilionul de interne plin, da? ATI-ul, știți cum este că e împărțit în două. Avem în modular, trei. Avem... În trei. Avem unul nou, ăla sus și ăla cu închis. Și ăla închis, da. Bun, dar funcțional vorbind, e împărțit în două. Iarăși, am luat o bucată dintr-o secție la ginecologie ca să punem ATI-ul acolo. Deci sunt foarte multe din aceste lucruri și datorită lipsei de spațiu. Și datorită lipsei. Adică noi acum ne gândim, bun, să zicem că se eliberează, că ați adus aminte de ATI, se eliberează acele saloane. Acele saloane renovate, dacă noi le renovăm astăzi, ele nu corespund standardelor. Iarăși, revenim la proiecte făcute cu cap, revenim la ceea ce se cere acum, azi, ca standard pentru secția ATI. Deci, acel spațiu unde a fost acel salon afectat de incendiu nu mai corespunde standardelor. Deci, noi, ca să mutăm ATI-ul într-un singur loc, trebuie să-l punem undeva unde are acel spațiu cu baj, cum vreți dumneavoastră, circuite, care corespund standardelor actuale. Deci eu nu mă pot duce acum să renovez. Am înțeles. Bun. Deci, vă întreb altceva. Problema... Ce spații goale avem în spital? N-am niciun spațiu doar gol. Nefromedul. Nefromedul care mă gândeam, noi acum vrem, iarăși după mulți ani, este o discuție între pediatrie și UPU, să avem și noi UPU pediatric. Da? Să-l faceți acolo. Și ne gândeam să folosim niște spații din UPU actual și să facem vestiarele UPU la Nefromed. Deci e singura variantă, iarăși, vorbim de spații, neavând spații. Oamenii se schimbă în subsol. Nu sunt spații în spital. Nu știu cum să vă zic. De ce? Și eu vreau, eu sunt, cum să spun, vine DSP-ul la noi sau... și sunt amendat de fiecare dată. Că n-am circuit, că n-am X, Y, Z, că culoarele sunt cu mobilier pe ele, că n-am... Nu am spațiu unde să pun. Am arhive, am materiale sanitare, am comasat doctorii, am comasat oficiile alimentare, am comasat magazii. Doar ca să funcționăm așa cum funcționăm. Aici, imaginea, așa cum apare, nu este foarte idilică. Nu cred că am venit vreodată undeva sau m-a întrebat cineva dacă e ceva idilic la Spitalul Județean. Deci noi eu mă lupt acolo și nu mă laud. Eu îmi fac jobul cu ce am. Eu sunt învățat să mă duc undeva și să lucrez cu ce am. Da? Aș vrea și eu să am, de exemplu, aș vrea să am un birou cu ușă. Nu am nici birou ăsta cu ușă. Câteodată un manager mai are nevoie și de o conversație privată. Deci am renunțat la foarte mult. Am înghesuit toată TESA. Apropo de renovări și de așa, toată TESA era în ambulatoriu. Am golit jumătate de ambulatoriu și am băgat toată TESA într-un spațiu care era așa numitul club al spitalului, l-am amenajat cu curent electric, cu lămpi, cu aer condiționat, cu ca să avem undeva unde să lucreze și suntem acolo, deci inclusiv eu am o băncuță mică, 20 de oameni în acel spațiu. Deci chiar nu avem spațiu la spital. Bun. Și nu am sau nu avem un spațiu tampon în care pot să, știu eu, să mut o secție temporar, să renovez. În mod normal așa ar trebui să existe. Să renovez spațiul respectiv și să duc înapoi secția respectivă după ce am renovat spațiul. Că mă mai întreabă lumea cum renovez. Renovez pe bucăți. Uitați, acum dăm drumul la chirurgie și facem câte patru saloane. Nu pot să mă duc pe secție și să o termin, să zic, într-o lună de zile pentru că nu am unde să mut acei pacienți. Deci trebuie să blochez o bucată, o fac și mă mut mai departe. Așa e stilul. La fel am lucrat la psihiatrie. Când am lucrat anul trecut și am făcut două etaje,
am comasat pe toată lumea, s-a lucrat în etajele alea, am dus din nou paturile la loc. Adică sunt probleme de logistică tocmai datorită acestei lipse de spațiu. Bun. Deci, noi acum ajungem la o concluzie. Practic, activitatea în spital, în condițiile actualelor spații, cu oncologia, vorbesc de clădire, în ruină, cu jumătate din ambulatoriu, sau mă rog, cât este acolo, probleme, deci, practic, nu se poate funcționa la parametri normali. Pe de altă parte, vorbim despre nou spital, dar vorbim la nivelul acela. Vom semna când ne vom întâlni cu domnul ministru și după ce vom semna, vom vedea noi ce vom face ca să facem. Hai să o spunem drept și pe aia dreaptă. Dacă va începe nou spital să se lucreze cumva printr-o minune la el, mai devreme de 4-5 ani, nu vom avea un spital nou. Ce facem în ăștia 5 ani? Sunteți managerul spitalului, mai aveți cât contract? Un an, doi? Un an și câteva luni. Un an și câteva luni. Faceți-mi o predicție. Ce facem? Mai ales că, acum nu-i mai e un secret, am vorbit și în emisiune, s-a amânat și acreditarea. Da. Va trebui să vă luptați și pentru acreditare, că, Doamne ferește, mai ești retrogradat și acolo sau nu, ei ai încurcat-o. Eu mă lupt, am prezentat situația și am prezentat situația și noi conduceri CJ. Deci discuțiile de dinainte sunt discuțiile de dinainte, acum s-a prezentat situația. Acum rămâne ca dumnealor să decidă prioritățile și să decidă exact ce se dorește să se facă. Eu am trimis chiar o scrisoare pentru că noi acum, printre altele, am cerut o autorizație sanitară de funcționare de la DSP. Pentru? Pentru spital. Ați cerut-o sau o aveați și trebuia reînnoită? Trebuia reînnoită, dar am făcut și o modificare de structură, printre alte unele lucruri bune care s-au întâmplat. Am făcut din compartimentul de urologie secția de urologie. Și la orice modificare de structură de acest gen se reînnoiește autorizația sanitară de funcționare. Bun, ca să primim această autorizație sanitară de funcționare, am primit o scrisoare de la DSP prin care mi se cere un plan de conformare, inclusiv pentru oncologie, cu date și sume. Deci trebuie să venim cu o dată certă și cu o sumă concretă pentru acel proiect. E unul din proiecte. E bine, ele sunt mai multe, dar e unul din proiecte. Mie nu-mi place să fiu la mijloc. Îmi doresc să fac proiecte, îmi doresc să atragem fonduri. Am atras pe vrem acum să depunem pe digitalizare pe 4 august. Am depus pe planning, am depus pe nosocomiale și, bineînțeles, Consiliul a depus pe spitalul nou. Deci, strategia mea sau ce îmi doresc eu să fac este să fac lucrurile să meargă acolo foarte bine, să ajungem la un nivel în care oricine în poziția asta poate să facă niște decizii informate. Ne străduim acum să finalizăm nouul sistem informatic care e integrat. E foarte important să fie integrat, să nu mai fie bucăți separate care nu vorbesc unele cu altele. Și așa mai departe. Deci e o strategie pe termen lung. Nu știu ce să... Eu o repet, am mai fost în multe emisiuni, am făcut și o mică conferință de presă cu niște colegi ai dumneavoastră. Eu deocamdată sunt aici la acest spital. Întotdeauna am zis treaba asta. Acest spital trebuie avut grijă de el. Acum avem pacienți. Nu peste 2 ani sau 5 ani sau când ziceți dumneavoastră că se termină nou spital. Când se poate termina, eventual se poate termina. Nu sunt expert și nu am informațiile nici privind finanțarea, nici privind construcția, nici câți constructori pot să facă în România un spital de 200 de milioane de euro în 3 ani de zile. Nu am aceste date și eu nu pot cred să că ar trebui. Eu acum lăsând la o parte gluma, eu cred că ar trebui să-i luăm pe specialiștii care au luat spitalul de la Lețcani și să vedem dacă nu cumva cu mult mai puțin bani decât pentru un spital nou, putem face un spital modular până când se va face spitalul nou. Dar un spital modular făcut nu pe jmen, ci pe adevărat. Pentru că îmi dau seama că lucrurile la spitalul actual, în loc să meargă undeva în sus, merg în jos. UPU, extindere, nu. Pediatrie, de prin 2000,
La aia lucrez. Nu, nu, facem lucrați noi asta, dar de prin 2013, 2012, când e? Nu știu, 14, 15. Da. Deci nici acum nu se știe exact ce s-a făcut acolo, cum e. Oncologia, vedem. În rest s-au mai făcut pospaiuri, cât s-a putut cu banii care erau. Da, a mai fost un proiect de reabilitare tehnică la care s-a renunțat, a fost și ăla pentru 3. Așa, fluidele s-a renunțat. Doamne iartă-mă, am impresia că este un sabotaj conștient sau prostie în formă continuată sau interese în forme continuate. Impresia mea a fost când am mers la concurs că datorită a ceea ce s-a întâmplat acolo se va dori să se schimbe, nu știu, o dinamică, un fel de a se face lucrurile la spital. Și am avut mare încredere că se vor face acele proiecte. Deci eu în primul an, pe lângă ce am avut de tras cu incendiul și cu parchetul, am avut întâlniri despre extinderea UPU, despre reabilitări tehnice, despre proiectul de la ambulatoriu. Deci am discutat cu niște oameni, am discutat cu niște experți, am discutat cu niște arhitecți și le-am dat informațiile pe care și le-au dorit ca să se poată face aceste proiecte. Deci în viziunea mea din acel moment, da, din 2021, eram să mergem să facem aceste proiecte, să fie totul mult mai bine la spital. Eu citesc acum, că nu mă pot abține, am intrat în arhiva ziarului, Spitalul de Urgență Piatra Neamț, în atenția președintelui Consiliului Județean, în ianuarie 2020. Ionel Arsene a făcut o vizită la unitatea spitalicească pentru a vedea stadiul lucrărilor de modernizare a laboratorului de imagistică. Știu că cu imagistica nu aveți multe probleme în spital, totul este foarte ok. Nu era niciun fel de... Lucrările de modernizare a spațiului în care va fi deschis laboratorul de imagistică au fost finalizate. Va funcționa nou computer tomograf, aparatul de radiologie pentru oase lungi și cabinetele medicale a specialiștilor în imagistică. Și urmărim declarația, care urmăresc îndeaproape toate proiectele care se derulează în Spitalul Județean. Mă interesează să fie lucrări de cea mai bună calitate realizate la termen. Deci toate realizate la termen. Apreciez cum arată spațiile pregătite pentru computerul tomograf și aparatul de radiologie. Cea mai importantă aprobare este aia cu nuclearul, mă rog, îi asigur pe nemțeni că acord toată atenția domeniului sănătății. Acum, eu nu știu din această declarație ce să rețin. Mă preocupă să modernizăm spitalele, să le dotăm, să avem grijă de specialiști și de pacienți, în ordine inversă. Eu pot să vă zic că în anii 2018-2019 s-au dat fonduri serioase la spital. În 2020 au fost alegeri, dacă nu așa. Nu știu exact ce au fost în 2020, da, cred că da. Urmăresc. Cred că da. În 2020 oricum a început pandemia. Dar și s-au dat și în 2020 fonduri, dar în 2018-2019 s-au dat fonduri pe reparații, pe aceste îmbunătățiri și au fost și niște echipamente luate, da? Pentru că au fost aceste sume care sunt date de la Ministerul Sănătății cu contribuția Consiliului Județean și atunci au fost câteva milioane date în echipamente în acei ani. Bun. Noi am făcut nenumărate, trecând la partea cu echipamentele, da, am făcut nenumărate cereri și la minister și prin Cât DSP. La sută ați primit din ce ați cerut? Foarte puțin. Păi vă dau cifrele. În 2021 am primit vreo 80.000 de lei, de la minister mă refer. Și vă zic așa, deci, nu știu, poate sunt 85.000 de lei. 80.000 de lei? Da. Nu de euro? Nu, de lei. În păi stați 2020... un pic, stați o secundă. O funcționară de la Taxe și Impozite din Piatra Neamț a furat 700 și ceva de mii de lei. Am înțeles că acum mulți ani. Nu contează, că acum a fost prescrisă fapta. Bani. Deci e prescrisă fapta, deci da. Nu mai discutăm. Și ministerul v-a dat 80 de mii de lei pentru achiziții... Echipamente medicale. Ce poți să iei cu 80 de mii de lei pe echipament? Mai nimic. După care s-au dat 511.000 de lei în 2022. O, deja puteți lua o cum medalie. Se chema aia în care se cărau bolnavii de COVID la început? O izoletă. O izoletă sau? Da.
O izoletă cu tot cu cărători. Și anul acesta avem 86.000 de lei. Până la jumătatea anului. O, dar stați bine. Este o cumplită bătaie de joc. Spitalul Județean Neamț este pus undeva în coada cozilor, acolo pe unde... S-au zis aceste lucruri. Deci aici, e, nu știu dacă e neapărat, știu eu, vina managerului sau vina Consiliului Județean. Astea vin de sus. Sunt niște alegeri făcute de minister cui să se dea banii. Toată lumea zice, eu când aud, întotdeauna sunt, mă rog, mi se zice de spitalul din Buhuș și spitalul din Moinești. La Buhuș, în 2021, s-au dat aproape 8 milioane de lei. Da, dar știți că la Buhuș era rabin pe vremuri. Exista un rabin cunoscut în toată lumea. Dacă vreți, vă spun și un banc cu el. Eu am avut niște scrisori și e-mail-uri și mesaje pe WhatsApp către domnul ministru și chiar am și zis să vină la pe aranea. Spuneți-i bancul cu rabinul, știți? Nu, nu știu bancul. Vă spun eu bancul cu rabinul. Se duce un concetățean de al său care zice, doamne, vreau să mă duc în pelerinaj. Așa. Și dăm niște sfaturi și rabinul spune, uite, ai grijă când te duci acolo să nu cumperi nimic la ce ți oferă aia. Tot timpul să negociezi. Păi cum să negociezi? Ce, uite, dacă vrei să-ți iei o pălărie din asta, mă pricep cum se cheamă. Așa. Și îți cere 10 euro pe ea, nu, jumătate, 5. Bun, și dacă acceptă 5 euro, îi spui, nu, 2 jumate. Și dacă acceptă jumate, nu, așa. Bun, se duce ăsta acolo, așa, pălăria, 10 euro, nu, 5. Bun, zice, bun, hai, 5, nu, 2 jumate. E. Ăla zice, dom'le, ți-o dau gratis, dar spune-mi și mie, cine te-a învățat să spui? Rabinul de la Buhuș. Așa că, mergeți la asta la rabinul de la Buhuș și întrebați-l care sunt modalitățile prin care, nu cumva tot prin factorul politic, nu cumva tot prin factorul administrativ superior. Eu știu pe domnul manager de la Buhuș, pentru care am și un respect, pentru că dumnealui își face... Are pălărie? Nu are pălărie, își face... Vedeți, dar a știut cum să-și o cumpere. Într-adevăr conectat, dar asta nu înseamnă că eu sau cei din județul Neamț nu suntem conectați. Nu suntem conectați, domnule. Nu atât de bine. Nu suntem conectați, că dacă eram conectați, nu-și bătea joc cineva cu 80.000 de lei sau 160.000 de lei într-un an jumate. Nu mai vorbesc de aia 500.000, că mi se pare enorm. Luăm izoleta și punem, plimbăm, ai ce frumos ar fi ca în loc să-ți iei rudele de la, cu mașina Consiliului Județean sau al unei primării, să-i plimbi la școală sau în altă parte, să-i plimbi cu izoleta. Ar fi chiar interesant. Izoletă pentru transportat rudele funcționarilor și asta. Deci, nu, sunt capitole bugetare diferite, ca să zic așa. Nu asta nu face diferența. Nesimțirea este peste nu asta tot face aceeași. Diferența, dar noi trebuie să ne luptăm pentru spitalul pe care îl avem și de asta speranța și ce-mi doresc eu este, uitați, am luat acel proiect cu nosocomeale, vor fi o grămadă de echipamente acolo, exact pentru infecțiile. Și unde le puneți, domnul manager? De care zice toată lumea. Unde le puneți? Avem unde să punem. Avem unde să apropo, punem. Aparatura pentru Nefromed, de unde naiba mai este? O întrebare bună. Majoritatea cred că e acolo. Ce s-a cumpărat? Că nu știu ce s-a cumpărat. Dar a desfăcut-o cineva? S-a uitat cineva? Ce pot să vă zic direct ceea ce știu este că atunci când se mai strică câte o lampă șialitică din sălile de operație existente, mai luăm câte una de acolo. Da, aveți voie? Avem voie, da. Aveți voie. Sunt cumpărate, sunt... E un film... Nici nu știu cu cine. Eugen Ionescu putea să scrie o piesă de teatru care să apară unul, să spună așa, am grijă pentru tot ce înseamnă sănătatea în țară, fac proiecte. Și până mă vine directorul pe scenă și spune, bă, de unde luăm o lampă, cum a spus? Șialitică. Păi zice, avem un proiect început acum 12 ani, la care am luat aparatură care deja este 100% depășită, și luăm câte o lampă de acolo. Șeful, putem? Hai bă, zice, lăsați că vă aduc eu proiecte, că mușchii mei, uite așa.
Păi aducem proiecte acum, eu ce să vă zic, aducem proiecte și v-am zis, eu trebuie să mă descurc cu ce am. Nu știu dacă e o poziție, eu recunosc, e o poziție câteodată ingrată. Nu cred că ingrată, este o poziție câteodată imposibilă. Bun. Apropo, cine mai e în echipa de conducere cu dumneavoastră? Cine mai face parte din comitetul ăsta, director? Sau... Păi e doamna Mihaela Scurtu, care e directoare de îngrijiri. Așa. Și e de la început, sau mă rog, de așa. Imediat după ce am venit și eu, a dat și dumneavoastră concursul, este doamna Elena Murariu, care e directoare financiar-contabilă, veche în spital și dumneavoastră de mulți ani. A mai avut acest rol, am înțeles, în trecut. Și este acum prezent doamna doctor Maria Chiriță. Asta în comitetul director. În comitetul și director. În celălalt, cum se cheamă, CEA, nu? Sau cum se cheamă? În CEA nu e apanajul meu, sunt numiți. Dar cine? Păi nu, dar trebuie să colaborați cu ei. Este reprezentantul Colegiului Medicilor, domnul doctor Juncu, sunt reprezentanți de la... Colegiul Medicilor mai există? Da. Există Colegiul Medicilor? Spuneți-mi și mie, în afară de prelungire de contract la un medic, ce v-a mai transmis Colegiul Medicilor pe adrese oficiale? Apropo de demnitatea meseriei, de modul în care se face... A protestat cineva de la Colegiul Medicilor când vreun proiect din ăsta s-a închis așa intempestiv? Nu am primit nicio notificare despre aceste subiecte de care spuneți dumneavoastră. Ba, dar proiect... e ciudat! Cum să nu primiți? Eu am auzit că toate sindicatele din spital, când a căzut proiectul cu fluidele, își făceau probleme cu unde să protesteze. Un protest fluid vreau să facă, probabil. Sindicatele acum sunt focusate pe alte proteste, din câte înțeleg eu. Cu mările de salarii și gărzile doctorilor. Gărzile doctorilor? Sindicatul se ocupă de gărzi? De plata gărzilor doctorilor. Eu aș propune care, că... într-adevăr, este, nu este echivalentă cu norma de bază, da? Gărzile sunt plătite mai rău sau mai prost, dacă doriți, de... pentru că e alt revenim, contract. Îl avem pe domnul doctor Juncu, Colegiul Medicilor, care așa. Există, asta este o știre, care... să dăm știrea asta. Da. Așa. Și sunt membri din Consiliul Județean, care există și el, care există și ei. Și de la DSP. Bun, din Consiliul Județean pe cine eu avem? Eu sunt observator. La... Eu deci cred sunt, că sunt alții observatori, dar mă rog. Din Consiliul Județean cine este? Doamna Vasiliu. Veronica Vasiliu, da? Da. Așa? Mai e cineva? Era doamna Husaru, nu mai este. Cum nu mai este? A plecat domnul Arsene? Probabil că... Da, deci nu mai este. Este da. Numit domnul dr. Gergel ca reprezentant al președintelui CJ. Așa, a domnului Asafti. Da. Da, este, domnul, este domnul Conachi. Doru, este domnul Doru Conachi, care este nou, dacă aveți nou numit. Nu știu, dacă aveți șeful de la investiții din CJ, deci nu o să mai aveți nicio problemă. Șefa de la administrativ, șeful de la investiții. Mai este tot ca observator domnul Puiu Sârbu de la Ordinul Mașelor și Asistentelor. Există acest ordin? Există. Am înțeles că au un sediu foarte frumos. Nu sunt probleme acolo. Am mobilierul de la sediu, cred că vă dotați cu suma care s-a luat mobilierul, vă dotați oncologia. Probabil că au cotizații, au cotizații și foarte da. Mulți membri. Noi da. La spital da. Nu avem membri. Noi primim... Cotizația de la minister de 80.000 de lei. 86.000, mă scuzați, anul acesta, da. Da. Deci... Dar, relații, dumneavoastră trebuie să înțelegeți următorul lucru. Jobul ăsta este foarte mult despre diplomație. Și trebuie să ai o relație bună cu CEAU, trebuie să ai o relație bună cu DSP-ul, trebuie să ai o relație bună cu ISU și cu prefectura. Adică s-au făcut lucruri, să știți, în spital și aceste relații mențin bunul mers, așa cum în condițiile actuale, ale spitalului. Eu chiar dintotdeauna am zis că a fost un triumvirat, ca să zic așa, între ISU, spital și DSP în timpul pandemiei. Din punctul meu de vedere, relația a fost câteodată tensionată, dar pozitivă și s-au rezolvat foarte multe lucruri atunci. Acum nu știu la care moment din pandemie vă referiți la triumviratul ăsta, că eu pot să-l iau și momentul ăla. Deci, eu vorbesc ISU... de mandatul meu. A, de mandatul meu. Eu vorbesc de mandatul meu. Nu, că știți, triumviratul ăsta a funcționat și înainte de incendiu. Eu vorbesc de relațiile pe care le am eu și pe care le-am clădit destul de greu, pentru că orice relație se bazează pe încredere și pe faptul că îți dai cuvântul și
se va întâmpla ceea ce zici, eu așa consider, poate sunt eu de modă veche, dar așa merg lucrurile. Și atunci când sunt întâlniri, nu știu, cu domnul Firăstrău sau cu domnul Mitrea de la ISU, nu că punem țara la cale, dar se decid niște lucruri și fiecare își face treaba. Acum avem și relația, bineînțeles, am avut relația cu domnul prefect Lazăr, care a fost în pandemie, după care a venit domnul prefect Niță, relațiile au fost și acelea cordiale, sau sunt în continuare cordiale. Am înțeles. Dar cei cu care am lucrat au fost mai mult de la ISU și de la DSP. Bun. Și acum să încercăm să răspundem la întrebarea din titlu. Dacă lucrurile merg așa, cu această blocare de proiecte, din vari motive, cu această... nici nu știu cum să-i spun... politică investițională proastă. Vorbesc de investițiile astea, de clădiri. Cât timp mai rezistați? Noi rezistăm. Eu zic că personalul este rezilient. Am avut toți 2 ani groaznici, aș putea spune, când a fost tot spitalul COVID, când s-au îmbolnăvit foarte mulți din personal. Au fost perioade foarte grele. Consider eu că există un spirit de echipă, consider eu că acum, în ultimii 2 ani, au început să se lege niște relații între șefii de secție, între diverse compartimente și secții, se discută mai mult, se colaborează mai mult, bineînțeles că întotdeauna la 1600 de oameni există fricțiuni, asta e imposibil. Eu nu cred că spitalul va dispărea sau... Dar, n-am spus că va dispărea. Dar este nu o știu situație, dacă va mai exista. Este o situație dificilă. O să pice. O picat oncologia, o să pice. O să pice. Păi nu prea mai are ce să pice, că nu mai sunt proiecte care să fie implementate decât proiectele despre care am discutat. Cele pe echipamente și digitalizare. Deci asta cu picatul nu pot să confirm că se va întâmpla, dar ce îmi doresc eu este într-adevăr să găsim o soluție rapidă pe partea de oncologie. Da. Primesc un mesaj, Izoletă, pentru transportul politicienilor la spital. Eu n-am spus asta. Deci... Toată lumea are nevoie de spitalul județean și asta am mai repetat-o de nenumărate ori în ultimii 2 ani. Indiferent că dumneavoastră știți că eu sunt apolitic, deși PSD-ul zice că sunt cu PNL-ul și PNL-ul zice că sunt cu PSD-ul. E ca în chestia aia cu nevasta și amanta, știți? Dumneavoastră munciți la spital. Da. Important este ca toată lumea să înțeleagă. Și am văzut, sunt invitați care discută din partea PSD-ului despre spital. Sunt în alte emisiuni, vine, nu știu, domnul consilier Stavarache și discută tot despre spital. Eu zic domnul că, Crețu, domnul... Da, există interes pentru spital, e singurul spital, toată lumea trebuie să lucreze pentru spital. Eu așa o văd. Plus că când sună telefonul, că pot să zic și asta, nu mă jenez, sună din toate culorile, nu sună numai despre pacienți. Am pe cineva. Culori. Da. Am pe toată cineva. Lumea are pe cineva. E orașul mic. Toată lumea are pe cineva. Da. Nu știu ce să zic. M-aș opri aici. Bine faceți. M-aș opri aici pentru că dacă nu, nu știu dacă mai pot să-mi cenzurez limbajul. Apropo de ce înseamnă... mesajul politicienilor care ajută toți, toată lumea ajută să meargă spitalul înainte. Nu știu, am impresia că, fără să jignesc pe nimeni, există o chestiune de blocaj mental la toți. Poate ar trebui găsită o soluție, cum în Biertan, județul Sibiu, este o biserică celebră. În localitatea respectivă, sute de ani, și că n-a fost niciun divorț. Când unul vrea să divorțeze, era chemat la biserică, era în curtea bisericii. Și împreună cu soața de care vrea să divorțeze, erau închiși timp de o săptămână într-o cameră în care aveau de toate. Mâncare, băutură, dar era un singur pat, un singur tacâm, o singură farfurie, un singur prosop. Și după o săptămână îi se dădea drumul. Nu s-a întâmplat ca niciunul să nu fie lecuit de divorț.
Eu cred că putem folosi încăperile alea sigilate pentru așa ceva. Vă dați seama ce interesant ar fi să stea într-o încăpere închiși domnul Harpa cu domnul Lazar, domnul Asaftei cu domnul Crețu, domnul... N-am așa o imaginație. Gândiți-vă da. ce ar fi după. Eu am o minte simplă, nu mă... Deci gândiți-vă ce ar fi după. Gândiți-vă ce armonie, ce proiecte investiționale pentru spital, ce dorință. Lăsând gluma la o parte. Nu e nicio glumă. Cât sunt acolo în aceste poziții, trebuie să considere spitalul ca o prioritate. Eu așa o văd. Acum că merg eu în emisiuni sau că sunt eu mai vocal câteodată, eu nu sunt vocal ca să nu sunteți pentru dumneavoastră. Platformă. Nu cred că candidați undeva, haideți, spuneți-mi un pic. Nu candidez din care. Dar poate cine știe, mă hotărăsc, nu știu. Da. Mai am un an, nu? Sau cât mai un am? Un an și 4 luni, a spus. Cât era o armată înainte. De mandat, dar până la alegeri nu știu cât mai am. Da, am nu știu înțeles. Care alegeri acum, că sunt mai multe, am înțeles. Eu v-aș sătui la europarlamentare. Da, e o opțiune bună de altfel, dar am înțeles că trebuie să ai spatele foarte puternic. Nu, punga. Aici punga. Mai greu. Punga. Da. Ne oprim aici. Din păcate, nu putem veni cu... să vă spun eu, cu foarte mult optimism pentru perioada imediat următoare. Dar să avem încredere că măcar în parametrii în care suntem acum, spitalul va funcționa. Măcar în parametrii ăștia, pentru că eu personal mă aștept să mai pice ceva, să se mai întâmple ceva, sau să vină un control gen Vaslui la un moment dat, pe filieră nepolitică, fără discuție, care să constate care sunt hibele în spital, lucruri pe care le știe toată lumea, inclusiv managerul, inclusiv cei de la DSP. Noi le știm, iar controlele au venit. Au venit? Ai bun, da. Acum vine alegerile, domnul, lăsați-mă pe mine să vă spun că vor mai veni. Da, ne oprim aici, vă mulțumesc pentru participare, o să mă mai gândesc să vă chem mai rar din 2 în 2, o să ocup locul cu cei din Consiliul Județean, discut tot despre... Chiar vă rog. Da. Numai bine, oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi, să ne vedem cu sănătoși mâine, dacă mai rezistăm până mâine. Cele bune! Mulțumesc și eu!